Cel cu inima sinceră, zice Domnul, cel strobit, cel frământat, zice Duhul Sfânt, și cel care din sinceritate mă caută în vremea aceasta, poporule, iată, n-am părăsit pe nimeni, zice Domnul prin Duhul Sfânt, m-am înturat la timp și ne la timp. Am stat cu brațul întins și te-am ridicat. Când m-ai chemat, zice Domnul, te-am ascultat. Dar iată, doresc ascultarea ta, zice Domnul, sinceritatea ta și smerenia care trebuie să dai dovadă înaintea mea, zice Duhul Sfânt. O, ven calomia salomia trai te veriez, smerește-te, sfințește-ți viața și iată caută să stai înaintea mea cu inima curată și sinceră, zice Domnul. Pentru că și iată în vremea aceasta mulți stau înaintea mea, dar iată, mulți se încred neputerile lor, zice Domnul. Mulți își ridică glasul și își ridică fruntea, zice Domnul, într-un duh de mândrie, spunând că sunt călăuziți de mine, spunând că sunt cu mine, zice Domnul, dar în inima lor este prefecătorie, se nohort că lumea te blai de velia, dar iată, zice Domnul, vremea care stă înainte, zice Duhul Sfânt, pe cel smerit și sincer, iată-mă în vedere să ridic la o statură în care am hotărât eu Domnul să ridic. Voi ridica sufletul sincer, zice Domnul. Voi îmbrăca cu haine curate, zice Domnul. Voi pune pecetie, pune pecetie să se vadă. Căci iată am suflete care sunt chemate și care sunt strigate de nume taine despre celor mântrinul Sfânt. Dar iată celor mântri și îngânfați ne voi sta împotrivă. Se va face deosebirea, zice Domnul, în dreptul multora într-o vreme ca aceasta și veți cunoaște că spune Domnul a vorbit. De aceea, poporule, strânge rândurile în smerenie înaintea mea și iată, nu obosi în vremea aceasta păcând și ascultând de glasul meu. Pentru că și iată, în felul acesta vei primi putere, vei fi călăuzit și iată, vei vedea izbăvirile care îți vor fi date de la mine, zice Domnul, și biruințele care nu vor întârzia să vină. Glaite, glaite, zevronia! Și veți vedea că eu sunt Domnul, care sunt la lucru în mijlocul nostru. Așa vorbește Domnul. Amin.